o declarație dată de Adrian Porumboiu, nu mai știu exact dacă tu erai la Vaslui atunci când spusese că era nervos, cred că era un meci în care Vaslui nu câștigase și spunea că mă supără și sunt mărtean ăsta că l-am tot rugat să nu le mai dea pase cu exteriorul, că vine mingea învârtită și ăștia nu pot face prelorile cum trebuie. Ei, dânsul vorbea multe și făcea puțină. Uite, vezi, am simțit și acum că a rămas așa o legătură dură între tine și Adrian Porumboiu. Îmi închipui că ești foarte supărat când vine, mă numesc că ai mai trecut așa peste, era eu obligat să fac asta, dar când vine vorba sau când îți aduce aminte, se vede că ești încă supărat așa pe ce s-a întâmplat atunci. Supărarea mi-a trecut de mult. Am acceptat continuarea vieții mele și, sincer, sunt mai mult sunt scârbit sau dezamăgit de atitudinea care a avut-o dânsul față de mine în momentul când eu am fost acolo. Dacă eu joc meci de meci și tu vii și îmi spui că nu-mi dai banii și mă înjur ca la ușa cortului, mă înjur familia, copilul și soția. Dar de ce? Dar ce bani vrei, că nu n-ai jucat un meci și eu jucam meci de meci, păi ce să mai zic despre acel domn? Dar de ce? Adică de la ce a pornit? Ai avut și cu el înainte, nu știu, sau tu fiind un jucător care îți spunea părerea, ți-ai spus o dată părerea când n-a trebuit, că adică de la ce a pornit să te ia așa la ochi, să spunem așa, că... Sau doar așa, Aveam restanțe financiare, înaintea Crăciunului, jumătate de echipă avea banii luați, 5, 6, 7 jucători nu aveam banii luați și m-am dus și am spus că am și eu nevoie de bani, am copil de niciun an. Și m-am jurat că la ușa cortului și mai multe nu vă spun, pentru că s-a întâmplat mult mai multe lucruri, nu doar atâta, dar am plecat. În ianuarie mi-am depus memoriu, m-a trimis din cantonament din Antalya acasă. Ce înseamnă, stai puțin, ce înseamnă, Adrian, s-au întâmplat mult mai multe lucruri, adică s-a depășit zona asta de conflict verbal? S-au spus mult mai multe lucruri. Bun, nu s-a ajuns la ceva fizic? S-a ajuns. Era cineva care supraveghea cu un telefon tot acest lucru. Nu știu, probabil și-au dorit să reacționeze într-un mod negativ, dar ok, am zis, da, ok, bine, m-am luat și am plecat. Nu eram doar noi doi în birou în acel moment. Mai erau oameni din anturajul clubului, iar unul dintre ei, vedeți, nu mai spun pentru că mă face să intru în alte subiecte și nu vreau. Dar probabil s-a dorit ca eu să fac un pas greșit, pas pe care nu l-am făcut pentru că mama așa m-a învățat după 45 de ani de profesie educatoare să fiu civilizat și să am cei 7 ani de acasă în orice moment al vieții mele. Bun, practic erai așa atras într-o cursă. Acum dacă spui și că cineva era cu un telefon și filma, s-ar fi așteptat poate din provocările astea să reacționezi, astfel încât, nu știu, să-ți rezilieze contractul, dar până la urmă și fără ca tu să reacționezi, nici nu te-ai ales cu banii la final. Asta este. Viața merge, a fost, v-am spus, o dezamăgire, merge mai departe. Le doresc, v-am spus la începutul emisiunii, le doresc multă sănătate și să fie fericiți și să le meargă cât mai bine. Doar că eu am rămas cu gustul ăsta amar așa după acest episod. Bun, au mai fost și alți jucători care au rămas cu așa probleme mari financiare din ce știi tu sau... Nu știu, a fost un conflict aparte pe care l-ai avut tu cu Adrian Porumboiu. Nu, dar nu a fost niciun conflict. Nu există conflict. Conflict acea discuție verbală mai aprinsă când ți-ai cerut bani. A fost acea discuție, de fapt n-a fost discuție, că a fost un monolog. N-a fost un dialog. Eu m-am dus, mi-am zis, uitați, am și eu nevoie pentru că sunt sărbătorile, sunt luni de zile. Și dânsul a început și a exprimat punctul de vedere referitor la mine și la copilul meu și la soția mea. Mi-a dat câteva kilograme de carne și am plecat. Am înțeles. Aia a fost ultima dată când ați mai vorbit sau, nu știu, a mai fost și un alt episod, probabil după? Sau acolo s-a încheiat istoria cu Adrian Porumboiu? Acolo s-a încheiat istoria.
Eu am continuat, am mers în ianuarie, am plecat în cantonament, am spus, eram pregătit, merg mai departe până se soluționa cazul, dar na, acolo a fost cu dânsul, ultima discuție acolo a fost, nu am avut. După discuția asta n-ai mai primit niciun ban, nu? Adică nu s-a reglat ceva? Am câștigat o sumă în prima instanță. La comisie, da? O sumă, o parte, dar destul de mică. Pe urmă am câștigat al doilea proces, dar n-am mai primit niciun ban. Eram plimbat, vino acum la ora cu tare că îți dăm suma asta de bani, nu mă mai amână încă 2-3 săptămâni, să nu depun. În fine, m-au plimbat așa. Doamne, nici nu vreau să spun câtă păcăleală, că acum, după atâta timp, pur și simplu mă ia râsul. Așa când mă gândesc ce puteau să zică și câte nu inventau și vin acum în 10 minute la ora cu tare acolo, ne vedem și îți dau atâta și facem și... Aici nu mă refer la domnul Porumboiu, că nu vreau să-l mai împing pe dânsul. Da, da, bă, oameni din club. Da, și nu, și mă duceam, stăteam ca prostul 45 de minute, o oră acolo, l-așteptam, sunam, nu mai răspundea, dimineața mă suna, stai că s-a întâmplat ceva, s-a spart bășica și n-am mai ajuns. Momente amuzante așa, în momentul ăsta amuzante. Dar atunci bănesc că nu erau deloc... Păi nu erau, vă dați seama că nu erau.